că o să cred că am un leac pentru tine. Leac? Un leac pentru tine. De foame, pentru că am fost la festival. Da! Și... toată ziua am stat la festival. Toată ziua am stat la festival. Am văzut multe, multe spectacole minunate. Wow! Și, da, să preparăm ceva rapid. Să ne putem întoarce la festival. Da, să ne putem întoarce la festival. Da, ceva ce să-ți amintească de mare. Da! Ceva cu gust de mare. Eu zic icre prosop, icre vegan, icre din chia, icre vegan, da, icre din semințe de chia. Ții minte că am găsit chia, semințe mici, mici, mici. Wow, ce frumoase voi și sunt pline de proprietăți minunate. Chia este unul dintre cele mai nutritive super alimente. Conține minerale, proteine, acid gras și omega 3. Susține sănătatea inimii și reglează tranzitul intestinal. Se oferă multă, multă, multă energie. Da, le-am descoperit vara asta. Și dacă le pui la muiac, se transformă în semințe de chia muia, dar arată ca icre. Așa, folosim alge de mare. Ros de mare. Ne duc cu gândul la mare. Și cumva la icrele originale care se făceau. Așa, noi mâncăm pește. Așa. Avem alge. Folosim o smântână de caju. Smântână de caju, dacă țineți minte, am făcut în episodul 4 când am făcut sushi. Sushi ro-vegan. Da, sushi ro-vegan. Avem aici un bol de smântână. Îl vom amesteca cu algele să facem un sos maritim. Nu? Așa. Un sos pe care îl vom amesteca cu semințele de chia pe care l-am muiat în prealabil. Și poate că o ceapă tocată mărunt. Și atunci... Da, da, nu? Ar fi. Și atunci... gata. Mâncarea e gata. Cât ai zice... chia. 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 Îți mai puțin de limite. Da. Să trecem la treabă. Okay. Deci, avem blender-ul sau să aduci o ceapă și... între timp cu ceapă. Ah, ce fain. Super. Între timp. Ne emoții de fiecare dată. Mulțumesc frumos. Adăugăm smântâna de caju. Smântâna de caju. Ce facem? Facem în bucătărie. Mulțumesc! Ai adus ceapa. Mulțumesc mult! Eu îmi ving degetele. Și e de bine. E de bine. Smântână de casă. Am făcut o smântână bună. Așa. Adăugăm... Reamintește-mi ce ingrediente erau în smântâna de caju? În smântâna de caju. Păi caju, nu? Caju, evident, caju. Caju, fulgi de drojdie inactivă, sare, piper, zeamă de la rămâie, de la o jumătate de rămâie de la colții, să facem un pic acrișoară ca smântână,
și... Puțin orez. Puțin orez fier. Așa este. Să lege sfântul să fac așa mai cremos. Și asta. Blender și magie. Restul e magie. Acestea sunt algele mari. Alte gusturi mari. Ce? Da. Nu știu, oare cu cât puneți mai multe alge, cu atât va fi gustul mai intens, bineînțeles. Așa că prosop vrea gust de mare. Gust intens de mare. Intens de mare, pune mai multe alge. Am făcut destul sos. Eu zic să fac tot sosul din castron. Ca să îmbun... De altfel, ca să îmbunțăresc degetele, toate. Și să mai am ce să mic aici. De ce? De ce? Cu asta voi lua un prosop. Să zice. Gat. La emisiune, să fim, așa, în cazul ăsta mai adăugăm mai multe alge, mai mult gust de mare, ca niște spaghete, vreau să vă dau aici. Spaghete de alge! Spaghete de alge, poate într-o zi să facem... o rețetă cu spaghete, îți dau o spaghetă de alge, de alge. Zici că e mustață de somon. Așa. Atât aici. Punem blenderul la loc și procesăm. Dansăm, procesăm, ne bucurăm că și că atunci când îți este foame, să cânti, să lasi, să te bucuri. Sper să nu te rog. Așa, am reușit. Pornim blenderul, pornim blenderul. Pornim blenderul! Dacă închid ochii, ia uite aici, ia mireasa. Ce culoarea verzuie pe alge, parcă mă duce înapoi pe malul mării. Hai să vedem ce am făcut aici. O paletă, o lingură, un suc. Dar folosesc paleta. Integrăm sosul cu ceapa pe care am pus-o prosop aici și cu semințele de chia. Mulțumesc, Rafix. Rafix, ai venit că nu mă descurcam cu
camera. O, ce drăguț! Ai adus repede și să avem, să avem de ce să întindem acest timp. Digă-te! Ce bucurie! Da. Eu zic să testăm. Să vedem ce ne-a ieșit nou aici. Eu cred că avem parte de un snack, o masă pe fugă, ca să zic așa, plină de vitamine și nutrienți, care să ne susțină în zile de astea pline cu festival, cu bucurie, cu ia să vedem ce am făcut noi aici, acestea. Astea sunt creierul de aici. Aura. Da. Da, bineînțeles, am furat din partea lui. Da. Cum ți se pare? Nu poate vorbi? Foarte! O rețetă ușoară, o rețetă făcută așa pe fugă, dar plină de vitamine și nutrienți. Cu gust de mare. Iam! Să aveți poftă și spor la a vizionat cât mai multe spectacole la festivalul Wonderful. Vă așteptăm la festival! Veniți cu vin cu mare, vă așteptăm în lumea magică a poveștii.